La școala militară de subofițeri de jandarm pentru și Fălticeni se desfășoară pe o perioadă de trei luni un curs de formare inițială a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și circulației rutiere, la care participă 25 de polițiști locali din Suceava, Fălticeni, Siret, Vatra și Rădăuți. Cursanții vor desfășura activități de învățământ sistematizate. În cadrul primului modul vor avea parte de o pregătire generală, unde se vor studia probleme de comunicare profesională, aplicarea normelor de conduită profesională, utilizarea armamentului din Dotare și probleme de legislație. La modulul 2 de ordine publică se va pune accent pe aplicarea unor tehnici și tactici de intervenție profesională, precum și aplicarea unor proceduri specifice de ordine publică, constatarea contravențiilor și infracțiunilor. La modulul al treilea, circulația pe drumurile publice aduce în atenția cursanților aspecte privind legislația în domeniu, constatarea faptelor contravenționale în domeniul circulației publice și aplicarea unor proceduri specifice. De asemenea, la curs participă și un cursant care îndeplinește funcția de șef serviciu. Acesta va urma modulul Management, unde va studia principiile, metodele și cerințele funcțiilor procesului managerial.